acest sens pot să spun și eu, așa cum o spun mulți colegi ai mei, că băieții deștepți încă își fac treaba foarte serios în domeniul energiei. Nu văd cum de în momente grele, în momente critice, complexul energetic Oltenia este ridicat în slăvi, este promovat și este felicitat pentru că ne scoate din anumite situații, situații în care nu avem apă, nu avem vânt, nu avem soare, iar în astfel de momente, în momentul în care există celelalte surse de energie, sursele de energie alternative, complexul energetic Oltenia este trecut undeva pe ultimul rând. Ba mai mult, acest disconfort care s-a creat de când a fost instalat guvernul tehnocrat pentru complexul energetic Oltenia ne dă încă o dată de gândit vis-a-vis de instabilitatea care s-a așezat odată cu venirea guvernului tehnocrat în complexul energetic Oltenia. Nu înțelegem. Poate sunt lucruri care ne depășesc, dar ar fi bine să ni se spună și nouă verde în față, da, complexul energetic Oltenia va funcționa în continuare, va funcționa la Târgu Jiu, va funcționa în anumiți parametri, va avea atât pe energie cât și pe minerit viitorul său, pentru că ne interesează, ne interesează și vrem să știm. Depindem de complexul energetic Oltenia și domnul președinte Klaus Iohannis are obligația față de noi, față de gorjeni, să ne dovedească faptul că acest complex este luat în calcul și discutat ca o variantă viabilă atât pentru noi ca și gorjeni, cât și pentru energia românească. Credeți că cei de la Consiliul Concurenței vor interveni cu modificări asupra acestei legi, în forma în care a fost ea trimisă spre promulgare? Eu îmi doresc să nu, Și noi pentru ne dorim la că fel, dar... această lege a fost foarte bine gândită, foarte bine analizată și foarte bine pusă în pagină de către specialiști. Sper ca cei de la Consiliul Concurenței să aibă specialiști pe măsura celor care au creionat această lege, celor care au dat naștere la această lege, pentru ca discuțiile care se vor purta să conducă la un răspuns cât se poate de pertinent și cât se poate de obiectiv. Nu cred că este un domeniu oarecare. Nu este. De altfel, toate domeniile sunt foarte importante și tocmai de aceea n-aș vrea să nominalizez un anumit domeniu. Dar energia, mineritul și tot ce înseamnă sistem energetic național sunt de o reală importanță pentru noi, lucru care încă o dată mă face să amintesc că atunci când se discută legea energiei, trebuie să fie discutată de oameni capabili, specialiști în domeniu. Într-adevăr, nu știu dacă e lăsat deoparte intenționat sau cineva are o altă directivă. Știți că spunea și domnul Victor Ponta astăzi într-o postare pe Facebook că au o sarcină cei care se ocupă de acest sector. Nu vreau să-i bănuiesc de prostie pe cei care se ocupă de complexul energetic Oltenia, pentru că nu cred despre ei că sunt oameni naivi sau sunt oameni nepregătiți. Cred că sunt pregătiți în altă direcție. Apropo de domnul Victor Ponta, ați urmărit postarea domniei sale de pe Facebook vis-a-vis de situația de la complexul energetic Oltenia. Spunea dumnealui că până acum ce a mers bine, a duduit, au mers la capacitate maximă, iar acum dintr-o dată e pierdere. Nu e așa. Sunt mulți indignați de postarea domnului Ponta de pe Facebook. Am urmărit această postare, era firesc să mă intereseze și pe mine, ca și pe noi toți de altfel. Sunt foarte multe adevăruri în ceea ce a postat domnul Ponta acolo. Este un adevăr faptul că în 2012, când a preluat conducerea guvernului, a găsit o situație pe care a îmbunătățit-o radical și s-a văzut de-a lungul timpului, de-a lungul anului și aici, de-a lungul anilor și aici, n-aș vrea să mă refer la întreaga România, aș vrea să mă refer efectiv la ce a însemnat complexul energetic Oltenia atunci când a preluat conducerea guvernului și a făcut tot posibilul să aducă sediul aici, a făcut tot posibilul să funcționeze foarte bine, a făcut tot posibilul ca managementul să fie unul profesionist. Lucru care s-a dovedit și lucru care a putut fi dovedit în anii care au urmat.
totul a decurs bine, totul a avut continuitate și a avut în spate cifre pozitive vis-a-vis de complexul energetic Oltenia până la venirea actualului guvern. Imediat după ce a fost actualul guvern instalat, putem să privim în spate în 2012 cu solicitările care veniseră pentru domnul Ponta și pentru guvernul pe care l-a format domnul Ponta atunci și să încercăm să facem o paralelă între problemele care îi fusese răpuse pe hârtie domnului Ponta și problemele cu care au venit cei din guvernul tehnocrat acum în 2015. Sunt aproape identice, cu atât diferența fiind aceea că domnul Ponta nu a luat în calcul ce încerca să îi se impună și a avut încredere în complexul energetic, pe când actualul guvern nu a făcut altceva decât să destabilizeze. Și asta este o realitate. Ai dat jos managerul și managementul care era instalat acolo și care făcuse performanță. Complexul energetic Oltenia a vândut energie, a vândut cărbune, a avut realizări în toți acești ani. Imediat după ce l-ai dat jos pe manager, nu ai făcut nimic care să vină să înlocuiască cel puțin la același nivel. Ba dimpotrivă, ai făcut tot posibilul ca instabilitatea să se acutizeze, să nu mai ai un manager care să aibă o responsabilitate majoră și să-și asume anumite riscuri, pentru că nu este o societate oarecare, nu este o societate de o dimensiune foarte mică, una care să nu conteze în economia județului. Este o societate, o companie foarte mare și cel care este acolo în vârful trebuie să-și asume și răspunderi foarte mari. Are peste 15.000 de oameni în spate. Are o răspundere uriașă în ceea ce privește tot ce înseamnă activ, pasiv la complexul energetic Oltenia. Ori până acum s-a jucat sau s-a bătut pasul pe loc. Înțelegem, pentru că nu participăm la ședințe sau nu suntem foarte informați din interior, înțelegem din ce ajunge și la noi că încă, mă rog, acum încă se mai face tot posibilul ca din nou complexul energetic să înceapă vânzările de energie pentru a ieși din colapsul în care intrase în urmă cu câteva luni de zile. Ei bine, dacă au fost luni de zile în care nu s-a vândut și acum se vinde, oare ne întrebăm de ce a fost posibil așa ceva? Oare informațiile acelea nu ajungeau la guvernul tehnocrat? Oare ministrul energiei nu știa ce se întâmplă la complexul energetic Oltenia? De ce nu a luat atitudine? De ce nu a numit imediat sau să contacteze imediat o societate de recrutare, să numească rapid un alt manager în locul managerului pe care l-a schimbat? Bun. E mult de discutat. E foarte mult. Pe acest subiect, domnule Popescu, cuvintele care probabil definește cel mai bine situația din complexul energetic Oltenia sunt incertitudine, nesiguranță, dar altfel, în ceea ce privește situația economică, lucrurile nu au stat pe roze nici în perioada în care Laurențiu Ciurel era manager. Investițiile și atunci au lipsit, sigur, acum cu desăvârșire lipsesc, necazurile s-au adâncit și mai mult, dovadă stând și situația financiară a complexului energetic Oltenia. Niciodată nu a fost în situația de a nu-și putea plăti furnizorii, prestatorii de servicii. Este o situație într-adevăr dificilă, dar nu a stat prea bine nici în perioada în care managerul era Laurențiu Ciurel. Sigur că sunt de bănuit cei care au preluat conducerea companiei odată cu schimbarea guvernului și cu venirea tehnocraților. Sunt suspecți de anumite interese care nu ne vizează și nu ne avantajează pe noi, dar altfel e discutabilă toată această stare. Borg și Dâncu sunt așteptați la Târgu Jiu. Cu mare interes. Vor veni. Știu că s-au făcut tot felul de invitații și se solicită în mod expres
ca cei doi vicepremieri să fie prezenți aici, cel puțin unul dintre ei ar trebui să fie neapărat prezent aici, cel care are în subordine și Ministerul Energiei, pentru că este vorba de strategie energetică națională, este vorba de o companie foarte importantă, nu neapărat a noastră, a Gorjului, a noastră, a României. Și atunci, dacă pe noi nu ne interesează acești coloși pe care îi avem încă, îi gestionăm și care trebuie să asigure atât celor de aici din zonă bunăstare, cât și libertatea și siguranța națională, înseamnă că deja suntem inconștienți și nu facem altceva decât să ducem către o anumită zonă toate ideile și toate presupunerile noastre. Lucru pe care chiar nu ni-l dorim. Nu facem altceva decât să facem anumite jocuri, iarăși lucruri pe care nu ni le-am dorit și nu ni le dorim noi. Că sunt persoane care își doresc o anumită linie, trasarea unor anumite direcții pentru acest domeniu, e posibil. Dar trebuie să înțelegem că depindem în mare măsură de complexul energetic Oltenia în ceea ce privește strategia energetică națională. În mod evident, asta au recunoscut chiar și cei din Ministerul Energiei, spunea doamna Popescu. Dar să se vadă că și înțeleg. Vorbea despre mixul acela energetic. Nu știu dacă până la urmă se va și realiza mixul energetic, pentru că dacă nu s-a realizat atunci când a fost Uniunea Social-Liberală la guvernare prin guvernul, prin prim-ministrul Victor Ponta, șansele ca acest lucru să se petreacă, iată, cu un parlament foarte divizat, sunt cu atât mai reduse. Dacă nici măcar unul dintre cei doi vicepremieri nu va sosi la Gorj, cred că situația e clară. Ignoră complexul energetic Oltenia, ignoră, nu știu dacă se vorbesc despre faliment, dar insolvența este un cuvânt care este folosit foarte mult în ultima perioadă cu referire la complexul energetic Oltenia. Lucru care conduce în continuare la tot felul de speculații și cred că nu este cazul să lăsăm așa la voia întâmplării și pe seama speculațiilor ceea ce se întâmplă cu complexul energetic Oltenia. Este incorrect ce se întâmplă cu această companie de stat. O companie de stat, deci dacă este a statului, pe noi toți trebuie să ne intereseze și în mod special pe președintele statului și primul ministru al guvernului care guvernează această țară. Dacă cei doi factori de decizie nu sunt interesați de un colos, o companie a statului, înseamnă că totul este canalizat către alte forțe, forțe pe care, din păcate, nu le cunoaștem și nici nu știm dacă sunt în spatele acestor mutări, acestor mișcări sau nu. Până acum nu ați primit nicio confirmare din partea Absolut. Unui... În ceea ce mă privește, nu știu să nu știați. Păi, probabil că dacă s-ar fi și primit, ați fi știut în operativa de dimineață. Cred sunt că convinsă da. Că domnul Sigur. Primar e foarte organizat din acest punct de vedere și nu ar fi omis să vă spună planurile celor două în situația în care ar fi acceptat. Sigur, recunosc, noi ne așteptam să se știe deja astăzi, mâine să ajungă la Târgu Jiu, dar cum nu au trimis încă nimic, probabil că nici nu vor ajunge și săptămâna aceasta. Deciziile se pot lua și de pe o zi pe alta fără nicio problemă. Știm că fiecare dintre cei din guvern, începând cu miniștri și până la prim-ministru, fiecare are programul foarte încărcat, dar semnalul trebuie dat pentru că în momentul în care sosește vicepremierul aici, trebuie ca într-adevăr să aibă la masa discuțiilor atât conducerea complexului energetic, cât și celelalte organisme și mă refer la sindicate în mod special, mă refer la conducerea județului, la conducerea municipiului Târgu Jiu, pentru că fiecare are câte ceva de spus și fiecare are argumente în susținerea complexului energetic Oltenia în fața vicepremierului. Sper să fie doar o problemă de timp până când domnul Borc va sosi, cel puțin domnul Borc va sosi la Târgu Jiu și va analiza cu foarte mare seriozitate
situația complexului. Da, și noi sperăm lucrul acesta, pentru că e importantă vizita lui Borg la Gorj, vicepremierului. Vreau să vă întreb despre alegerile parlamentare, domnule Popescu. Să-mi spuneți dacă până... Vă întreb direct, vă interesează alegerile parlamentare ca să știm de unde pornim? Vă interesează să candidați la alegerile din toamnă? E prematur să dăm răspunsuri vis-a-vis de o candidatură sau nu. Rămâne să analizăm fiecare dintre noi posibilitățile nu pe care le avem vis-a-vis de a o candidatură. La alegerile parlamentare. Nu, dar chiar nu mi-am făcut niște calcule în acest sens până în acest moment. Pentru că am avut în spatele nostru campania electorală pentru alegerile locale. A fost o campanie foarte grea, foarte dificilă. Cred că s-a văzut și am putut vedea cu toții că noul mod de organizare a unei campanii electorale, legea electorală a venit și a impus această regulă care pe alocuri ne-a prins poate mai puțin pregătiți și a trebuit să ne pregătim din mers, lucru care a condus la o campanie destul de grea și din acest punct de vedere, cât și din punct de vedere al numărului foarte mare de candidați și candidaturi. Nu a fost o campanie simplă, nu a fost o campanie ușoară, a fost o campanie destul de grea, o campanie care ne-a solicitat. Noi cei din primărie am ținut cu foarte mare dorință să facem tot posibilul ca activitatea în primărie să decurgă cât se poate de normal, drept pentru care a rămas pentru campanie electorală programul de după amiază, lucru care a condus la o activitate mai grea, mai dificilă. Dar nu ne plângem, noi ne-am ales să participăm la această campanie, noi ne-am ales să venim aici în viața politică. Tocmai de aceea, pentru că a fost o campanie grea, mi-am permis o mică pauză de câteva zile pentru a-mi reîncărca bateriile și urmează ca pentru alegerile din toamnă să purtăm din nou discuții imediat după luna august și să vedem care sunt variantele cele mai bune pentru noi ca și organizație politică, pentru ca la alegerile parlamentare să avem o prestație foarte bună, să avem nume foarte grele, nume care să confirme și să convingă electoratul din Târgu Jiu și din județul Gorj pentru intrarea în Parlament. Ne interesează Parlamentul, ne interesează nu doar Parlamentul, cât ne interesează și viitorul guvern. Sunt convins că s-au purtat deseori discuții vis-a-vis de guvernul Ponta și guvernul tehnocrat. Nu trebuie să mai trecem în revistă aceste lucruri. Ce pot să vă spun este că guvernul politic, cel care până în noiembrie 2015 a fost cel care a condus economia României, a făcut multe lucruri bune. Nu zic eu că nu puteau fi făcute mai multe. Poate puteau fi făcute mult mai multe. Dar a făcut multe lucruri bune, lucruri care ne obligă și ne permit mai departe să aspirăm la decembrie 2016, ca în momentul în care, după alegerile parlamentare, vom avea o majoritate confortabilă, să avem posibilitatea să formăm un nou guvern, un nou guvern politic și să demonstrăm că nu a fost nimic întâmplător până în noiembrie 2015. În ceea ce privește numele celor care vor fi pe liste, rămâne să le discutăm. Două nume vă pot da sigur. Domnul Călinoiu Ion, candidat pentru o funcție de senator, un loc în Camera Senatului pe care eu cred că domnul Călinoiu o să-l ocupe și nu va fi doar un loc ocupat. Va fi un loc ocupat de către o persoană, de către un membru PSD care va reprezenta cetățenii județului Gorj
și interesele cetățenilor din județul Gorj, acolo în Parlament. Nouă ne trebuie voci puternice, voci care să ia atitudine, voci care să ducă problemele Gorjului în Parlament și să aducă și rezultate. Dacă doar ridicăm niște probleme pe care nu avem posibilitatea și nu avem tăria să le susținem, nu facem pentru Gorj cât am putea face. Iar la Camera Deputaților pot să vă dau primul nume, domnul Victor Ponta, pe care îl cunoașteți, îl cunoaștem cu toții și care pentru mine a confirmat atât din punct de vedere al parlamentarului, cât și din punct de vedere al primului ministru, că are capacitatea de departe să conducă un guvern și să reprezinte Gorjul în Parlamentul României. Vă propun o scurtă pauză de publicitate, domnule Popescu, după care revenim în studio și continuăm discuția, pentru că nu e chiar atât de scurtă. Sunt locurile 2 la Senat, 2, 3, 4 la deputați. Da, și sunt foarte importante și sunt la fel de importante următoarele două locuri de la deputați, precum este primul. Sunt locuri eligibile, doi sigur, poate și trei, că sunteți optimiști dumneavoastră și de la PSD și sperați la un al treilea deputat. De aceea e aglomerație mare aici. Așadar, revenim după publicitate și vorbim despre listele la parlamentare întocmite de Partidul Social Democrat. Am revenit în studio, doamnelor și domnilor. Vă reamintesc că alături de mine este domnul Laurel Popescu, viceprimarul municipiului Târgu Jiu, de asemenea președintele organizației municipale PSD. Vorbeam înainte de pauza de publicitate despre vizita celor doi vicepremieri, Borg și Dâncu, despre vizita care ar trebui să aibă loc, că au fost deja invitați de liderii Partidului Social Democrat, nu a confirmat niciunul dintre ei, însă noi ne păstrăm speranța că măcar unul va ajunge la Târgu Jiu și va afla despre situația reală în care se regăsește complexul energetic Oltenia și va face ceva pentru ca această entitate energetică să se mențină pe piață și probabil ca să și revină, pentru că sunt nu știu, așteptări sumbre în ceea ce privește viitorul complexului energetic Oltenia. Dar cel mai important, spre finalul primei părți, vorbeam despre listele la alegerile parlamentare. Două nume poate domnul Popescu să confirme. Domnul Călinoiu la Senat și domnul Victor Ponta la Camera Deputaților. La fel de importante sunt și celelalte locuri, respectiv locul 2 la Senat și locurile 2 și 3 la Camera Deputaților, acolo unde probabil sunt și mulți doritori. Spuneți-mi, domnule Popescu, dacă dumneavoastră îl vedeți în continuare pe domnul Mihnea Costoiu la Senat. Poate fi un nume. Același lucru pe care îl pot spune și despre alți colegi care e posibil să apară ca și pretendenți vis-a-vis de un loc pentru Senatul României. Nu cred că există organizație politică pe scena politică din Gorj care să nu-și dorească 2 senatori și 5 deputați. Dar trebuie să fim realiști. Nici nu ar fi democratic să fie așa. Corect. Ar face să dispară opoziția, lucru sigur, care chiar nu ar conduce la nimic bun pentru democrație. Și atunci, analizele pe care le-am făcut și noi și discuțiile pe care le avem sunt firesc pe numărul de senatori și numărul de deputați pe care e posibil ca Partidul Social Democrat, Organizația Județeană Gorj, să le aibă în Parlamentul României. Și atunci e normal să spunem foarte deschis. Noi suntem optimiști, așa cum ați subliniat. Vom avea un post de senator sigur la nivelul județului Gorj și mergem pe 3 deputați la Camera Deputaților. 100% vor fi 2. Într-un procent foarte mare avem posibilitatea ca la redistribuire să luăm și al treilea deputat la Gorj. Dar vis-a-vis de nume pot să vă spun că se vor purta discuții, pot să vă spun că
Am mai avut ceva discuții cu mult înaintea alegerilor locale vis-a-vis de viitorul care va fi în decembrie pentru Parlamentul României. E normal să fie avut aceste discuții pentru că alegerile locale dau nota pentru alegerile parlamentare. Și atunci cei pe care i-am avut alături în perioada campaniei electorale pentru alegerile locale, au fost cei care își doresc mai departe ca la alegerile parlamentare să fie la rândul lor susținuți de către organizațiile Târgu Jiu și Gorj. Nu văd niciun secret în a spune că și actualul deputat Mihai Weber își dorește să fie candidatul nostru pentru alegerile parlamentare, pentru că a fost alături de noi, așa cum am spus, în campania electorală și are în spate destul de multe proiecte și probleme pe care le-a preluat din localitățile pe care le reprezintă și pe care sau cu care a mers la ministere și în Parlament pentru a le rezolva. Chiar și din Târgu Jiu pot să susțin acest lucru prin proiectele pe care le-am avut noi. Pot să vă spun că ne-a reprezentat și a făcut tot posibilul ca unele proiecte la care sau pentru care i-am cerut sprijin, a fost cu adevărat prezent alături de delegații noștri sau singur în susținerea lor. Nu este de neglijat niciunul dintre ceilalți colegi care și-au exprimat până acum dorința de a fi candidați pentru decembrie 2016, pentru că fiecare dintre ei are o valoare în spate. Rămâne ca în cadrul biroului permanent județean să facem o analiză serioasă și greutatea pe care o să o aibă cele două liste, Senat și Camera Deputaților, să fie una foarte mare. Deci locul 1, domnul Ponta, locul 2, domnul Weber și locul 3, Nu, chiar n-am dumneavoastră. spus. Ordinea. Nu ați spus, în afară de domnul Ponta, celelalte două. Domnul Maiureanu ar fi o altă variantă și a anunțat intenția de a candida, îl Este vedeți? o variantă, este o persoană foarte activă. Este genul de om care știe să lupte și luptă pentru ideile pe care le are sau cu care pleacă de la organizație pentru realizarea lor. Este un om care poate să ducă problemele Gorjului în Parlamentul României și poate să susțină aceste probleme. Domnul Maiorana, domnul Ciocea, domnul Adi Câmpeanu. Sunt nume la fel de Adică Câmpeanu a spus importante. clar că nu vrea să, nu-l interesează parlamentarele. A spus domnul Câmpeanu, dar eu am spus că poate fi Pe când un domnul nume. Ciocea a făcut o afirmație extraordinar de interesantă într-o emisiune. A spus domnul Ciocea că în situația în care Mihai Weber se va regăsi pe lista Partidului Social Democrat pe loc eligibil, iar locul 2 este un loc eligibil, dumnealui chiar și din postura de independent tot va candida. E posibil, nu știu, nu am auzit acest punct de vedere, E o dar declarație de război venită de la un om foarte important din Partidul Social Democrat. Domnul Ciocea este un om de încredere în Partidul Social Democrat. corect, lucrurile la noi în organizație se discută în interior și ieșim cu puncte de vedere, Am cu observat același lucrul punct de acesta. vedere, nu cu Sunteți atât de bine organizați din acest punct de chiar vedere, nu. domnule Popescu, încât cred că acolo e măcel și afară Da. iase doar supraviețuitorul. Probabil cineva a provocat foarte tare pe domnul Credeți-mă că Ciocea nu a fost și provocat. În nu cadrul unei știu. emisiuni la Sud FM, domnul Ciocea a făcut această afirmație. M-a surprins. Da. Nu a luat amploare, Și dar pe mine acesta a mă fost surprinde. declarația domnului Ciocea. La fel de ostil este și domnului Mihnea Costoiu. Da.
Îmi pare rău, probabil eram plecat din localitate atunci când a fost emisiunea noastră. Dar nu știți de această supărare a domnului Ciocea. N-am știut niciodată de acest război, așa cum l-ați numit dumneavoastră. Eu știu că suntem foarte atenți în declarații, știu că suntem foarte atenți în luări de poziții radicale și aceasta chiar ar fi o luare de poziție radicală. Într-adevăr. Nu aș vrea să fiu părtinitor sau să încerc să disculp sau să protejez pe cineva. Așa cum am spus și domnul Ciocea, și domnul Câmpeanu, și eu, și Maioreanu Andrei, oricare dintre noi poate fi, și Weber Mihai, oricare dintre noi poate, se poate regăsi pe acea listă. Important este ca organizația în forma ei, că este întreaga organizație, că este forul de conducere al organizației, organizația trebuie să fie cea care va să stabilească lista și ordinea pe listă. Nu pot eu să spun eu voi fi candidatul pentru Camera Deputaților pe poziția 2 până când nu consult organizația. Nu cred că poate niciunul dintre noi să spună acest lucru. Indiferent de nume, că e Weber, Ciocea, Popescu, Maioreanu, Câmpeanu, Prunariu sau alte nume din biroul permanent județean. Fiecare dintre noi are aceleași drepturi, fiecare dintre noi are dreptul să vină să-și expună punctul de vedere și solicitarea pentru a fi analizat pentru un loc pe lista pentru Camera Deputaților și atunci biroul va decide care va fi ordinea pe listă. Nu cred că este corect să nici să declarăm război și nici să încercăm să ne poziționăm. E adevărat că fiecare are o părere foarte bună despre el și eu am o părere foarte bună despre mine, e firesc, e normal. Dar nu pot eu să spun da în fața organizației, da, eu sunt cel care trebuie să fie pe locul 2. Îmi va fi analizată munca, vor fi analizate competențele și capacitatea pe care o am pentru a reprezenta județul Gorj, județul Gorj în Camera Deputaților și atunci organul competent este biroul permanent, comitetul executiv sau întreaga organizație, cei care vor spune da, Popescu, meriți pe locul 2 sau nu meriți pe locul 2, meriți pe locul 4. Și atunci Popescu se aliniază la dorința organizației și spune da, ok, voi fi pe locul 4. În niciun caz n-am să declar război celui care va fi pe 2 sau pe 3. Evident, evident, dar știți cum e? Doar pentru că se întâmplă ca șefii de organizații să aibă anumite interese și așa mai departe. Adică nu puteți să acceptați chiar orice vi se oferă. Nu, argumentele vor sta și stau întotdeauna asta la baza... Asta trebuie să primeze. Absolut, la baza tuturor deciziilor. Doar pentru că cineva deciziilor. Nu vă dorește pe listă, pe loc eligibil, nu este un motiv să acceptați cu aplecare nu, niciodată, ceea nu. Ce vi se oferă. Nu, dar în ceea ce mă privește, atunci când am venit în fața organizației și am solicitat o poziție în organizație, am venit și cu argumente și cu lucruri pe care pot să le fac, realizări pe care le poate avea organizația prin poziția pe care mi-ar putea o oferi. Mai departe, organizația a fost cea care a analizat și a hotărât dacă să-mi acorde votul de încredere sau nu. V-am întrebat dacă veți candida tocmai în ideea în care dumneavoastră erați persoana propusă la municipiu, candidata municipiul Târgu Jiu, în varianta în care domnul Florin Cârciumaru nu ar fi candidat. Adică sunteți un om în care organizația are foarte mare încredere, pentru că altfel nu ați fi fost susținut pentru o astfel de candidatură dacă, repet, domnul Cârciumaru nu ar fi candidat. Și în varianta în care dumneavoastră aveți o imagine bună în municipiul Târgu Jiu și reușiți să strângeți numărul de voturi de care este nevoie, mai ales că municipiul Târgu Jiu este un bazin foarte, foarte important pentru scorul partidului. Iar dacă în varianta în care candidatul este apropiat târgujenilor, este ideal. Asta a fost rațiunea pe care am mers. Da, și a fost cât se poate de corectă. E
Localitatea cea mai mare înseamnă peste 28% din numărul total de alegători la nivelul județului Gorj. Înseamnă un număr mare de voturi pe care Târgu Jiu poate să-l aducă. Și mai ales că îi puteți mobiliza. Și aici aș vrea, corect, se poate face o mobilizare exemplară, așa cum am avut-o de fiecare dată. Și aici aș vrea să reamintesc cuvintele unui fost parlamentar PSD care, în momentul în care a fost făcută analiza, s-a făcut calculul și a fost încă o dată confirmat ca și parlamentar, a avut tăria să recunoască în fața domnului primar, întâmplător eram și eu acolo, să spună, domnule, încă o dată Târgu Jiu m-a făcut parlamentar, să nu mă provocați că nu dau nume. Nu, că știu și eu despre cine este vorba și nu vreau să fac această nominalizare, da. Dar se știe despre cine să mulțumesc, da, că m-ați deci, făcut, da. Deci e clar că Târgu Jiu este o forță în ceea ce privește numărul de voturi, în ceea ce privește electoratul, în ceea ce privește mobilizarea. Și Târgu Jiu poate fi decidentul în ceea ce privește lista candidaților pentru Camera Deputaților și Senat, bineînțeles. Ce vă poate da planurile peste cap, domnule Popescu, la alegerile parlamentare? Mie personal sau organizație? Nu organizație. O bună mobilizare anunțată de contracandidat de celelalte partide vă sperie? Nu ne sperie, pentru că suntem convinși că fiecare organizație politică se va organiza foarte serios pentru alegerile parlamentare. Înfrângerile pe care le-au suferit în alegerile anterioare îi obligă pe foarte mulți să ia aminte, să ia în calcul o altfel de organizare, altfel de abordare a campaniei electorale pentru parlamentare și cred eu că fiecare dintre noi își dorește cât mai mult pentru a face dovada că nimic nu este întâmplător atunci când vii în fața electoratului și ții un angajament. Adică dumneavoastră considerați că ei au dat tot ce au putut la alegerile locale? Cei de la PNL, cei de la ALDE? Credeți că de la nu și-a dorit cineva mai mult? Eu sunt convins că da. Eu sunt convins că da și sunt convins că vor face tot posibilul să aibă alte scoruri. Și dacă au învățat, dacă și-au învățat lecția din alegerile anterioare și dacă au învățat ce au de făcut pentru alegerile parlamentare, ce vă faceți? Și noi ne-am dorit mai mult. Deci și noi am avut de învățat din campania trecută. Și noi ne-am dorit un scor mai bun. Dar, din păcate, am obținut scorul pe care îl avem. E adevărat, e bun, nu foarte bun. Și atunci, problemele pe care le-am realizat, problemele pe care le-am găsit ca și fisuri în organizarea noastră, vom face tot posibilul să le rezolvăm și în campania parlamentarelor să nu le repetăm. O problemă mare ați avut la Motru, domnule Popescu, acolo unde organizația s-a rupt în mai multe tabere, dovadă stând și faptul că cei de la Partidul Național Liberal au câștigat primăria Motru. Corect. Va fi greu să vă reuniți și să vă strângeți toți la aceeași masă, astfel încât să faceți treabă mai bună la alegerile parlamentare. Un exemplu este Motru, dar nemulțumiri vor apărea și la alegerile parlamentare. Vor fi persoane care nu vor trage cu Partidul Social Democrat și persoane care poate vor face rău organizației și, până la urmă, rezultatul va fi influențat de aceste nemulțumiri. Greu, dar nu imposibil. Acolo am avut o situație foarte delicată și poate chiar incorrectă, creată de anumiți foști colegi de partid nouă. Pentru că nu au avut tăria și curajul, cu mult timp înainte de campanie electorală, să-și exprime intenția de a părăsi corabia noastră. Lucru care a condus la acea ruptură și la acea destrămare efectivă a voturilor. Craiban este un exemplu. Este un exemplu. E clar, este un exemplu. Adică a plecat de lângă noi cu un anumit număr de voturi, lucru care a condus
Deci este un exemplu, lucru care a condus la câștigarea de către PNL a primăriei Motru. Și lângă doamna Craibani mai pot fi punctate câteva nume acolo, cum e fostul viceprimar da. Dobrică. Adică, domnule, ai crescut lângă noi și nu ai curajul și tăria să spui, domnule, eu voi pleca, voi candida pentru fotoliul de primar al municipiului Motru cu un an de zile înainte sau cu un an și jumătate. Deci a trebuit să plece cu foarte puțin timp înainte și să ne conducă sau să conducă. Corect, dar lucrurile astea au condus către iată un rezultat nefavorabil nouă. Am pierdut primăria Motru, tocmai pe mâna celor pe care aminteam format, puțin da. Mai devreme, i-am format și pe mâna celor pe care noi i-am ajutat în 2012 să câștige niște poziții foarte bune în viața politică. Sigur, oamenii ar putea să creadă că și acum vor fi induși în eroare cu anumiți candidați. S-a întâmplat la alegerile parlamentare. Mă refer aici la Ion Călinoiu, care a candidat și s-a retras. Probabil oamenii s-au considerat trădați, cei care l-au urmat pe Ion Călinoiu. Corect, nu mai este posibil, pentru că acum candidatura este foarte clară. Iar în ceea ce privește Camera Deputaților, este candidatură pe listă. Deci, în situația în care părăsește poziția, da. Vine următorul și ocupă poziția pe care ar asta părăsi un candidat. Eu. Corect. Asta ziceam și eu, că va intra următorul plasat. Corect. Tocmai de aceea, deci, lista înseamnă... trebuie să fie una cât se poate de corectă și de pertinentă. Exact cum era înainte. Da, până... deci ceea ce înseamnă că dacă, spre exemplu, domnul Călinu ar candida la Senat și ar câștiga... Dar se va retrage, va veni următorul pe listă. Nu. Decizia pe care o vom lua nu va fi o decizie întâmplătoare și nu va permite discuții de acest fel, tocmai pentru că persoanele nominalizate pentru candidaturi vor fi persoane care să ne garanteze nouă un număr de voturi cât mai mare. Să ne garanteze că, într-adevăr, avem cel puțin un loc de senator câștigat aici la Gorj. Dacă vom avea peste număr, este cu atât mai bine. Cum comentați plecarea celor doi foști colegi și de la PMP, ca să zic așa? Domnul Iriza și domnul Popeangă, vă văd zâmbind. Nu știu, cred că prin această plecare... și-au dat o notă destul de mică în scena politică gorjeană sau pe scena politică gorjeană. Deja credibilitatea scade foarte mult atunci când nu mai ai posibilitatea să vii în fața unui om să spui eu sunt de la partidul X după ce am trecut într-o perioadă scurtă de timp pe la alte patru partide. Și atunci e foarte mare nevoie ca cei cu care te prezinți în fața electoratului să fie persoane credibile și cu greutate, persoane cu o viață politică foarte apreciată și nu numai, pentru că în spate trebuie să ai și o activitate aici, în județul Gorj, care să te promoveze, indiferent de domeniul în care activezi, că ești în politică sau că ești într-un alt domeniu de activitate, trebuie să demonstrezi că într-adevăr ai făcut performanță și că ești apreciat acolo, la locul tău de muncă, pentru... calitatea pe care o ai, pentru capacitatea pe care o ai. A trece foarte rapid de la dreapta la stânga și de la stânga la dreapta nici de departe nu este benefic ție ca om politic. Deci n-a fost foarte inspirat. Pare rău pentru cei, da. Pentru cei doi, dar nu cred că au făcut cea mai bună mutare. Nu știu ce s-a întâmplat în fosta organizație politică în care au fost,
dar aveau posibilitatea că atunci când au făcut pasul de la PSD către cealaltă organizație politică, să facă o analiză foarte serioasă. Sunt oameni cu o experiență bogată în spate și din punct de vedere politic. Și atunci când faci un asemenea pas, înseamnă că ai analizat foarte bine. Dacă ziceți dumneavoastră, suntem aproape de final, dar o ultimă întrebare și un răspuns scurt, domnule Popescu. Care este cea de-a treia formațiune politică, în opinia dumneavoastră, după alegerile din noiembrie 2016 în județul Gorj? E greu de spus, e foarte greu de spus. Văd două formațiuni politice care se conturează deja a fi prezente în Parlamentul României. Partidul Social Democrat, bineînțeles, și Partidul Național Liberal. Pentru cea de-a treia formațiune politică, dacă va exista a treia formațiune politică reprezentată în Gorj de către cineva de aici din reprezentantă în Parlament de către cineva de aici din Gorj, e foarte greu de, e foarte mult de discutat și foarte greu de de presupus, pentru că nu a fost o departajare clară care ar da firesc un nume să îl pronunțăm acum. Nu, au fost foarte apropiate. ALDE sau PMP? Au fost foarte apropiate din punctul meu de vedere ALDE, e clar. ALDE este una dintre organizațiile politice care are capacitatea să fie prezentă în Parlamentul României și eu nu, știți, până cu mult timp în urmă am fost, până în 2005 mai exact, am fost membru al Partidului Național Liberal. E bine, aș fi făcut același gest pe care l-au făcut mulți colegi ai mei, aș fi trecut la ALDE. Pentru că domnul Tăriceanu, vrem sau nu vrem să recunoaștem, este un nume politic, un om politic care poate să organizeze foarte bine un partid politic și care poate să ne reprezinte pe noi ca și țară. Mulțumesc mult de tot, domnule Popescu. Vă mai aștept și cu altă ocazie. Cu mare plăcere. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor. Noi ne revedem mâine. Până atunci, toate cele bune.